Peste 1000 de oameni au ieșit în stradă în cele două zi de proteste împotriva guvernului, care a decis în favoarea politicienilor corupți care au furat țara 10 de ani. Trăim într-o minciună care nu se mai termină și pentru viitorul ei, bineînțeles. Mă preocupă, vreau să trăiască într-o țară frumoasă. Să sperăm că atâta timp cât românii vor ieși cât mai mulți în piață, vor ține cont și de părerea noastră. Am speranțe dacă lumea va ieși masiv în stradă, că îi vom speria, pentru că oamenii ăștia nu înțeleg altfel. În municipiul Târgoviște, oamenii s-au strâns în piața Tricolorului și de acolo s-au plimbat pe mai multe străzi din oraș, însoțiți de jandarmi. La un moment dat, sutele de protestatari s-au oprit în dreptul sediului PSD Dâmbovița și au huiduit minute în șir, nemulțumiți de faptul că guvernul României, condus de PSD, a emis marți seara o ordonanță de urgență privind modificarea codului penal și a codului de procedură penală, prin care este dezincriminat abuzul în serviciu, dacă acesta este comis prin emiterea de acte normative. De asemenea, este dezincriminată și infracțiunea de favorizare a făptuitorului, săvârșită prin emiterea de acte normative. La Ploiești, protestatarii s-au adunat în zona Palatului Administrativ, după care au plecat în marș spre sediul PSD pe care l-au pichetat. Coloana de manifestanți s-a deplasat ulterior până în zona de nord a orașului și înapoi. Ulterior, peste 4.000 de manifestanți s-au adunat din nou în fața sediului PSD, unde au scandat lozinci împotriva acestui partid și au cerut demisia guvernului. Să protestăm, nu știm ce se poate schimba, dar și dacă stăm în casă nu o să se schimbe 100% nimic. De ce credeți că au făcut-o așa pe Mutește? Pentru că hoții apar noaptea? Altă justificare nu găsesc. Să-ți plece, să ne lase în pace, să ne facem treaba, să nu mai ne fure, să nu-și dau legi pentru grațieri, să nu-și dea legi pentru plafoane de 200.000. Mai și spun pe televiziuni că este o năsprire a legii. Manifestanții au blocat strada care trece prin fața sediului partidului, dar și o parte a Bulevardului Republicii, una dintre principalele artere de circulație ale orașului. Forțele de ordine au dispus blocarea circulației pe o parte a bulevardului, măsură afectând circulația și pe o parte din trasele de transport în comun, unele fiind blocate, iar altele deviate. Călărășenii au fost mai sfioși, doar 100 de oameni au ieșit în stradă. În Pitești, la acțiunea de protest organizată prin intermediul rețelelor de socializare, au participat 2000 de oameni care au scandat împotriva guvernului României și a liderului PSD, Liviu Dragnea, cerând demisie executivului condus de Sorin Grindeanu. Oamenii au plecat în marș prin zona pietonală din centrul municipiului până în piața din fața primăriei Pitești, de unde s-au îndreptat spre sediul PSD Argeș, aflat în apropiere. Pentru asigurarea ordinii publice, în zonă au fost mai multe mașini de poliție și jandarmi. Reprezentanții forțelor de ordine confirmă că nu au fost incidente în timpul acțiunii de protest și a marșului până la sediul DNA Pitești. Situația a degenerat doar în București, unde s-au manifestat peste 100.000 de oameni. La un moment dat, un grup de protestatari au încins spiritele și au agresat forțele de ordine care îi însoțeau. Mai bine de două ore, huliganii au uitat motivul real al protestelor și s-au concentrat doar pe jandarmi, pe care i-au lovit cu ce au avut la îndemână. Au îndreptat pubelele de gunoi spre ei și au aruncat cu gunoaie și bucăți de gheață în zidul format pentru siguranța protestatarilor care s-au manifestat liniștit.
au fost folosite fumigene, gaze lacrimogene pentru a-i potoli pe protestatari. Huliganii au incendiat chioșcuri de ziare și au distrus totul în jurul lor. Doi jandarmi și trei protestatari au ajuns la spital, iar alții au fost răniți, dar au rămas în mulțime. În urma manifestațiilor din toată țara și a presiunii pe care oamenii o pun asupra guvernului PSD, ministrul pentru mediul de afaceri, Florin Jianu, a decis să demisioneze. Argumentele sale sunt prezentate pe pagina personală de Facebook a fostului ministru. Am pregătit acest mesaj încă din seara celebrei ședințe de guvern. Am amânat însă decizia sperând că gândul bun sau măcar presiunea străzii îi vor determina pe cei care au greșit conceptual, dar și pe cei care au acționat să aibă onoarea de a-și repara eroarea și să ne continuăm liniștiți activitatea, dar ei nu au făcut-o două zile. Poate acest exemplu le va fi util. A scris acesta pe pagina de Facebook. Protestele vor continua și în zilele următoare în toată țara.